Data de 17 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au desfășurat o acțiune de informare a participanților la trafic în Timișoara privind noile modificări legislative în domeniul rutier. Noile reglementări prevăd obligativitatea testării. Toți conducătorii auto, instructorii și examinatorii auto trebuie să se supună testării pentru alcool și substanțe psihoactive la solicitarea polițistului rutier. Totodată, retragerea permisului. Șoferii care refuză testarea și au antecedente privind consumul de alcool sau droguri vor avea permisul retras. Permisul se restituie după 72 de ore dacă analizele toxicologice arată absența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. De asemenea, altă reglementare prevede extinderea măsurilor inclusiv cei care prezintă comportament suspect sau au un vehicul recipiente cu urme de alcool sau droguri, sunt supuși testării. Inspectoratul de Poliție Județean recomandă conducătorilor auto să adopte un comportament responsabil în trafic și să respecte noile reglementări pentru siguranța tuturor participanților la trafic.